Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, bine ați venit la evenimentul de inaugurare a tomografului computerizat din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii, Valentin Ignatenco. La microfon se invită secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Ion Prisăcaru. Mulțumesc frumos, stimată doamnă președinte, excelență ambasador, stimate domn deputat, domn director, colegi, invitați la eveniment, este de fapt încă un pas important pe care îl finalizăm și realizăm astăzi de instalarea a unui echipament de diagnostic de înaltă performanță la Spitalul Clinic de Copii Valentin Ignatenco. Este vorba de o tomografie computerizată și de fapt este a doua tomografie instalată într-un spital cu specific pediatric din Republica Moldova. Institutul Mamei și Copilului deja utilizând acest tip de echipament pentru investigarea copiilor și sunt sigur de fapt că specialiștii îl așteaptă foarte mult acest tip de aparataj să-l aibă în cadrul instituției și sunt sigur că acei părinți care au avut experiența de fapt de a trata copii, inclusiv în Spitalul Valentin Ignatenco, și au fost nevoiți, de fapt, să fie transferați în alte instituții medicale pentru a face un diagnostic, vor mărturisi faptul că asta a fost una din experiențele mai puțin plăcute și, din acest considerent, instalarea echipamentului în instituții este unul de bun augur, luând în considerare și faptul că, de fapt, Spitalul de Copii Valentin Ignatenco este instituția care deservește aproape toate urgențele chirurgicale din municipiul Chișinău cu aspect pediatric. De fapt, desigur că este absolut important ca fiecare instituție medicală, în dependență de specificul serviciilor medicale pe care le acordă, să fie înregistrat cu echipament medical de ultimă generație, fiindcă, de fapt, aceasta face posibil ca să avem servicii medicale de înaltă calitate. Iar dacă vorbim de echipamentul de tomografie computerizată instalat și care, începând de ziua de astăzi, va fi funcțional la Spitalul de Copii Valentin Ignatenco, este vorba de o tomografie computerizată special construită și destinată investigațiilor pediatrice. Este înregistrat cu protocoale avansate care permit efectuarea acestor examinări, dar și un lucru foarte important, anume are o doză de radiere foarte mică, un aspect extrem de important pentru investigațiile la copii. Iar și este o donație a Guvernului Japoniei, valoare de 12 milioane de lei. Și aici vreau să menționez faptul că, de fapt, atunci când vorbim de o donație sau de un proiect realizat din fondurile partenerilor străini, din fonduri externe, nu vorbim, de fapt, de un lucru care se întâmplă ocazional în Republica Moldova. Este în spatele acestor rezultate, de fapt, se află o muncă enormă a unor echipe întregi care elaborează proiecte de calitate, care convinc donatorii externi că despre utilitatea pentru populația Republicii Moldova acestor echipamente, care împreună cu partenerii implementează și duc până la bun final aceste proiecte. Ca și în cazul nostru, este vorba de un proiect care elaborat de către echipa Ministerului Sănătății, într-o strânsă colaborare cu Ieri Niponi și cu colegii noștri de la Ambasada Japoniei la Chișinău, datorită sportului cărora, de fapt, și a fost realizat acest proiect și a fost convins Guvernul Japoniei de a aloca aceste resurse financiare pentru achiziția aparatajului. În acest context vreau să menționez că, la fel, inclusiv cu suportul financiar al donatorilor externi, dar și prin alocații din bugetul de stat, Spitalul Valentin Ignatenco, de fapt, în ultimii ani a beneficiat de un număr impunător de echipamente, consumabile medicale în valoare de peste 18 milioane de lei,
Aici vorbim și de aparat de anestezie, echipamente de ultrasonografie, atât și cu Doppler, cât și ultrasonografie generală, 3 ventilatoare pulmonare, mese de operații, lămpi de operație, analizatoare a echipului acidobazic. Săptămâna viitoare chiar va fi o nouă livrare de paturi pediatrice, la fel echipamente pentru sălile de chirurgicale, mese, lămpi de operații, trolei de resuscitare. Totodată în infrastructura instituției a fost și se face acum o investiție considerabilă, se reconstruiește în totalitate terapie intensivă, a fost înzestrată instituția cu generator electric. Și de fapt considerăm noi că această tendință trebuie să rămână o prioritate pentru noi, și anume înzestrarea serviciilor, spitalelor, instituțiilor medicale cu echipamente de performanță și reabilitarea infrastructurii spitalelor, fiindcă aceasta de fapt permite lucrătorilor medicale în final de a livra servicii medicale calitative pe care absolut noi toți le așteptăm, atât și Ministerul Sănătății, cât și fiecare care are nevoie de a se adresa la un medic. Primordial este important, de fapt, este și rolul Companiei Naționale de Asigurare în Medicină, fiindcă toate aceste servicii, absolut sigure, ele trebuie să fie gratuite pentru beneficiarii finali, și în acest context vreau să menționez că în urma discuțiilor cu Compania Națională de Asigurare în Medicină au fost identificate aceste surse financiare și în cadrul fondurilor pentru servicii de înaltă performanță a fost identificat linia bugetară pentru a asigura cu investigații gratuite absolut toată țara ceea ce ține de investigații de înaltă performanță. După cum spuneam, considerăm noi că trebuie să rămână o prioritate, anume dotarea instituțiilor medicale și reabilitarea infrastructurii acestora, fiindcă, în final, aceasta va permite să corespundem dezideratul nostru și obiectivul nostru principal din Strategia Națională de Sănătate, și anume de a permite un acces echitabil și la servicii medicale calitative pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Vă mulțumim frumos tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectului și doresc succes echipei medicale care ulterior va examina pacienții și va face munca mult mai ușoară a medicilor clinicieni din spital. Mulțumesc frumos! Cuvântul se oferă președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Stimate domnule ambasador, stimați medici, lucrători medicali, dragi colegi, mă bucur să fiu astăzi aici, să împărtășesc cu dumneavoastră bucuria acestei achiziții importante și mă bucur să fiu aici să pot să-i mulțumesc domnului ambasador al Japoniei, în numele cetățenilor Republicii Moldova, pentru sprijinul semnificativ și în domeniul sănătății. Vă mulțumim tare mult, sunteți alături de noi. Noi ne-am angajat într-un efort major de modernizare a sistemului medical și chiar dacă încercăm să identificăm și să alocăm resurse cât mai multe pentru această modernizare, am face lucrurile mult mai încet și mult mai puțin dacă nu am avea o susținere enormă din partea țărilor prietene, din partea partenerilor de dezvoltare. Vă mulțumim tare mult și vă rugăm să ne fiți în continuare alături în acest proces. Vreau să vă felicit, sper că această achiziție va face munca dumneavoastră mai ușoară. Bineînțeles că cu toții ne dorim ca copiii noștri să nu ajungă niciodată la spital, dar realitatea este că uneori se întâmplă și atunci toate speranțele părinților sunt la dumneavoastră. Părinții așteaptă să faceți imposibilul și noi apreciem munca dumneavoastră. O să încercăm în continuare să îmbunătățim condițiile și condițiile în care lucrați și echipamentele cu care lucrați, pentru că asta poate face o diferență mare, dar cea mai mare diferență o face inima și iscusința dumneavoastră, bunătatea dumneavoastră, și noi contăm, o să încercăm să vă sprijinim în continuare. Am văzut doamna ministru
anunț astăzi o creștere salarială de aproximativ 15% pentru breasla dumneavoastră. O să muncim să dezvoltăm economia ca să putem să creștem salariile și mai mult. Vă mulțumesc tare mult și vă urez succes în munca dumneavoastră prețioasă. Cuvântul se oferă excelenței sale ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiro. Stimate doamne președinte Sandu, stimate domnule secretar de stat Prisakaru, stimați lucrători medicali, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Am o deosebită onoare și plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a celebra alături de dumneavoastră evenimentul de furnizare a tomografului computerizat Spitalului Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect pentru contribuție. Acordul de grant pentru furnizarea echipamentului medical a fost semnat la 22 decembrie 2020, în toiul crizei pandemice și doar două zile înainte ca doamna președinte să-și preia mandatul. Cât de mult s-au schimbat lucrurile de atunci. Cu această ocazie doresc să-mi exprim recunoștința profundă față de lucrătorii medicali. Și nu doar pentru că m-am simțit foarte recunoscător profesionalismului și bunăvoinței lor de fiecare dată când am fost specializat. Soția mea a lucrat la un mare spital universitar din Tokyo. De la ea am auzit de multe ori despre greutățile fizice și psihologice ale acestui job, despre recunoștință și suferință, despre dezacordul dintre a fi eficient și a fi atent. Cunoaștem toții cum lucrătorii medicali au muncit zi și noapte în ultimii 3 ani pentru a limita răspândirea pandemiei. Datorită devotamentului lor altruist, ne putem bucura acum de viață, așa cum o faceam înainte de anul 2020. Profesionaliștii din domeniul medical din Republica Moldova au avut o povară suplimentară, deoarece au trebuit să facă față fluxului de refugiați, inflației și nesiguranței aprovizionării vitale cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Întreaga lume a remarcat cât de calduros au fost primiți refugiații în Moldova, în pofida greutăților, cum s-au oferit ajutor medical, umanitar și psihologic. În numele Guvernului Japoniei, doresc să exprim recunoștința noastră față de Republica Moldova pentru exemplul de generozitate, umanitate și rezistență arătat în ciuda adversităților.
Cu părere de rău, aceste calități lipsesc în multe părți ale lumii astăzi. Japonia este partenerul Moldovei în sectorul medical și al sănătății de mulți ani. Începând cu anul trecut, am început să lucrăm la un nou proiect ce va spori capacitățile medicale ale țării în capitala Chișinău. Ne dorim să contribuim la reconstrucția sistemului medical național inițiate de doamna ministră Nemirenko. Reformele în totalitatea domeniilor din Republica Moldova, implementate sub conducerea domnului președinte, îmi amintesc de perioada restaurării Meiji din Japonia din a doua jumătate a secolului XIX. În acea perioadă, tinerii lideri japonezi au distrus feudalismul, au dat jos clasa dominantă privilegiată și au modernizat structura țării într-o gamă largă de domenii pentru a-i proteja suverenitatea. Transformarea politică, economică și socială a fost direct legată de poziția guvernului în politică externă. Desigur, timpurile s-au schimbat și locul e diferit, dar observ aceeași dinamică ca și în restaurarea Meiji, care funcționează în tranziția Republicii Moldova către o nouă era. Guvernul japonez este mândru să lucreze cu dumneavoastră și susținem ferm eforturile depuse pentru aderarea la Uniunea Europeană. Suntem siguri că, datorită rezistenței de care dați dovadă, veți reuși în ciuda tuturor obstacolelor. Astfel, se va deschide un nou capitol luminos în cartea istoriei Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum la microfon se invită deputatul Adrian Belăi. Stimată doamnă președintă, stimate domnule ambasador, excelență, dragi colegi și concetățeni, în istoria fiecărei țări apar rare momente când sunt oportunități de a schimba radical țara. O astfel de oportunitate trăiește Republica Moldova în timpurile prezente, când avem șansa reală de a fi membri deplini ai Uniunii Europene. În acest demers, cu toții construim acest stat și această țară, fiecare la locul lui de muncă. Aceasta înseamnă modernizarea instituțiilor, construcția infrastructurii, schimbarea unei mentalități și, de asemenea, aducerea unei bunăstări pentru fiecare cetățean al acestui pământ. În acest demers, noi nu suntem singuri. Întotdeauna simțim umărul partenerilor noștri externi de dezvoltare, care ne ajută pe multiple planuri să devenim mai buni, mai competitivi, mai atractivi pentru diverse acțiuni, planuri și așa mai departe. În țara noastră, o atenție deosebită se acordă
educației și sănătății, deoarece sunt domeniile extraordinar de importante în proiectarea viitorului acestei țări. Această importanță este marcată atât de vizitele și prezența doamnei președinte la evenimentele noastre pe domeniul medical, la prezența în speță astăzi a domnului ambasador, și acea transformare a țării se manifestă prin numeroase evenimente, fie că este darea în exploatare a unui dispozitiv foarte necesar pentru ameliorarea diagnosticului și sănătății copilului, fie că se dă în exploatare un nod rutier sau un pod. Toate sunt exemple și rezultatul unei munci orientate spre atingerea țelului nostru comun, Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc că noi toți împreună am ales această direcție. Trebuie în continuare să muncim, iar partenerii noștri vor fi întotdeauna alături de noi. Vă mulțumesc mult! Cuvântul se oferă directorului Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko, Alexandru Holostenko. Stimată doamnă președinte, excelență domnule ambasador, stimat secretar de stat, stimate domnule viceprimar, astăzi, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko, scrim o istorie, o istorie acestui instituției, o istorie la nivel municipal, o istorie la nivel de sistem de sănătate și național. Suntem astăzi la evenimentul de inaugurare a instituției cu un dispozitiv stringent necesar activității unei instituții, cum este Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko. Este un spital de urgență și, desigur, în timpurile noastre, ne întâlnim zi cu zi cu cazuri emergente, este necesar cât mai rapid să stabilim diagnosticul pacientului care se află într-o stare mai critică, mai gravă. Și timpul aici salvează vieți. Odată cu implementarea acestei tehnologii, acestui tomograf, acesta ne va permite instituției de a salva copiii, de a stabili diagnosticul, de a crește calitatea asistenței medicale oferite în cadrul instituției, de a avea aceeași securitate a pacienților și a dezvolta mult mai multe abilități și de tratament și de stabilirea diagnosticului instituției. Acest proiect, după cum a fost menționat, a avut un parcurs lung, complex, din 2020 până în 2023 și astăzi suntem la acestui proiect. Este un proiect atât important și pentru colectivul acestei instituții, care mult își dorea să aibă un asemenea dispozitiv de examinări tomografice în instituții. La fel, pe lângă costurile aferente acestui proiect, trebuie să menționăm și eforturile, fondurile puse de către fondatorul instituției pentru urmarea spațiului acestui, pentru acest omorf, au fost cheltuite circa 330.000 de lei. Și, de fapt, a fost acea investiție necesară și strângeată pentru instituții care au pus-o în fața fondatorului și aceasta a fost auzită. În acest context, trebuie să menționăm și să aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine poporului Japoniei, guvernului Japoniei și, în special, domnului ambasador pentru implicarea, precum și celorlalți autorități care au participat activ la implementarea acestui proiect. Încă o dată, cuvinte de mulțumire și gratitudine pentru toți actorii implicați și vă mulțumim mult. Și la final aș vrea să invit oaspeții noștri să vizităm acest tomograf.
Thank you.
ați